Vă salut și astăzi, chiar dacă este vineri, nu contează că e luni, că joi, că e vineri. Noi ne vedem aici, pe canalul de YouTube, la care văd că vă abonați. Vă abonați, trebuie să scot abonamente premium. Trebuie să scot niște abonamente speciale la cât de mulți v-ați abonat și vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri. Vă mulțumesc tare mult și în primul rând pentru faptul că sunteți alături de mine și în această zi superbă, zi superbă de final de săptămână. Mergeți iară la mare? Nu știți unde. Hai să vedem la sfârșitul filmării. Dar oriunde v-ați duce, oriunde ați merge, vă rog tare mult, distanțare, dezinfectare și purtat de mască în spații închise și unde considerați voi că este cazul. Ieri am fost recordman, 777 cazuri. Parcă am fi la păcănele, pac, 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 prună, 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 strugurel. A stricat linia cea bună. Așadar, un pic de grijă, un pic de responsabilitate, că nu-i de joacă. Vedeți că până și la echipa de fotbal Dinamo București s-au întâmplat infectări. 6 jucători de bază sunt acum sub tratament, nu mai pot juca fotbal. O să ziceți, da ce, până acum jucau? Așa e, nu prea să mai joacă în campionatul românesc, dar totuși, 6 jucători de la Dinamo au COVID. În sfârșit, săracii dinamoviști au și ei ceva. Au și ei ceva, că puncte n-au, bani n-au, meciuri câștigate n-au. Au coronavirus. Putem spune, nu? Că la dinamoviști li se mai zice și câini, că pe la Dinamo au început să umble câinii cu COVID în coadă. Dar nu-i de râs, nu-i de glumit, mare grijă. Mare grijă și mai ales să nu vă lăudați sau să nu panicați lumea și mai tare decât este ea. Uite, procurorul ăla, fostul procuror Portocală, dar a fost ieri la ceva audieri și când a ieșit a vorbit cu presa. Dar nesimțit un loc să vorbească frumos, a tușit spre presă. Zice, poate s-a infectat și vă dau și vouă ceva. O măgărie, nu se face așa ceva. Reținem, da, deci Portocal a tușit spre presă. După aia a mers în arest unde l-au tușit alții pe el. Ce să facem asta? Este de luni, intrăm iarăși în stare de alertă, timp de o lună de zile vom fi alertați. Că până acum eram numai. Da. Pe tema asta, ieri Ludovic Orban, premierul, a fost un pic huiduit. Ce să faci? Asta e riscul. Ești la putere, trebuie să-ți asumi. Cu bune, cu rele. Ca într-o căsnicie vremelnică. Ludovic Orban nu s-a șocat. Nu s-a șocat de faptul că a fost huiduit și a adus aminte din studenție, când cânta în trupa aia de rock sau de ce muzică o fi făcut el. Era chitarist, știți? Nu cânta bine. Adică acum îi cântă în strună lui Iohannis, dar în general nu prea are el ureche muzicală. Și nu s-a speriat de huiduiel, zice, și la un concert din studenție primeam mai multe huiduiel, mergem înainte. Normal, că e an electoral. E an electoral, s-au făcut și se fac în continuare sondaje. În București situația asta neschimbată. Gabi Firea, 45% din intenția de vot, Nicușor Dan, 38% și Cataramă, 9%. Nicușor Dan a urcat bine, dar totuși mai are un pic de lucru la comunicare, că trebuie să fii mai, nu? De al poporului, de al oamenilor, de al... Sper să se uite peste tutorialul cum să fii un bun primar, pe care l-am filmat zilele trecute, nu-i așa? Mie mi-e frică de Firea, sincer. Adică frică. Frică, nu mie, dar mie că o să iasă iară. Are 45% și dacă mai scoate niște moaște înaintea alegerilor pe București, iese din primul tur. Sau dacă se împacă ea cu Viorel la Cataramă, 45 cu 9, 54 la revedere, drum bun. Deci încă nu-i bine. Și nici bine nu va fi atâta timp cât toți sondajele spun că intenția de vot a românilor nu depășește 35%. Deci dacă duminică ar fi alegeri, 35% dintre români ar merge la vot. Trist, trist. Sper că e un sondaj făcut aiurea, napoda, de-ansula lela, că nu-i bine. 35% dacă merg la vot, mergem la vot doar 35%, păi din aia vreo 70% de-ai alorlalți și nu-i bine. 65% stau acasă. E normal. Acum, în 27 septembrie, când sunt alegerile, lumea e ocupată. Trebuie să facă zacusca, să culeagă via, să nu știu ce, dar hai să fim mai serioși. Avem, asta zic, până la urmă, singurul nostru drept să votăm din 4 în 4 ani sau atunci când suntem chemați la urne. Trebuie să facem un efort să ne mobilizăm. Nu se poate, numai 35%. Știu, știu că depresia e mare, deprimarea e mare.
Multă lume zice, dar după ce să mă duc la vot, că nu se schimbă nimic. Da, dar dacă nu te duci la vot, e mai rău, că schimbă ăia. Tu stai acasă, te uiți la televizor să vezi participarea la vot și ăia alți votează pe cine trebuie și iese cine nu trebuie până la urmă. Deci o să mai avem discuții pe tema asta, nu se poate doar 35%. Păi în 27 septembrie sunt cam gata concediile, lumea e cam pe la servicii, service, service auto, elevii la școală și nu face timp. Musai să ne facem timp în duminica aia din 27, chiar dacă e ziua internațională a turismului, facem turism și mergem la urne. Facem poze cu secția de votare, mergem la picnic după aia, facem turism în sens bun, nu turism electoral cum știau sau știu alții să facă. Pentru că pregătirile sunt mari în teritoriu. Nu vedeți că primarii trec dintr-un partid în altul, mai ales în orășele mici sau chiar la comune. Trec de la PSD la PNL. Vai, zic primarii, care au stat un mandat sau două, care au fost cu PSD. Vai, zice, acum nu mai putem face nimic pentru comună. Ne-am blocat, dacă suntem în PSD, cu părere de rău, e o echipă grozavă, colegi superi. Trecem la PNL. La PNL avem viitorul înainte. Încă un mandat sau două putem sta în primărie. Cea mai veche meserie din lume. Dom'le, dacă ești bun, nu? Dacă ești bun, ești bun în orice partid, dacă ai făcut ceva pentru comunitatea respectivă. Dar ei nu. Trebuie să facă traseins politic. Se pudrează un pic, își ridică sutienul, se uită în stânga, în dreapta și trec de pe o parte pe alta a centurii politice. Da? Exact ca în viața de zi cu zi. Nu se poate așa ceva. Adică, dacă nu a mers bine, schimbăm patul, nu schimbăm omul. Cea mai veche meserie din lume care se confundă cu nesimțirea. Așa că, atenție, pe cine ștampilat, dar mai ales mergeți la vot, că așa, că avem ce vota, nu numai, sper să avem ce vota, nu numai parașute de astea politice care zboară dintr-un partid în altul, așa, cu parașuta, și n-ating niciodată solul. Tot timpul cad dintr-un partid într-altul, că partide, vedeți, sunt și se mai fac. Dacă parașute avem, cu avioanele stăm noi tot timpul prost. Mai avem noi avioane în cap să facem ceva sau altceva, dar cu avioanele stăm prost. De aia americanii modernizează puternic baza asta de aviație de la Câmpia Turzii. Ci că au alocat ei acolo în congres vreo 130 de milioane pentru modernizarea bazei. O să vină avioane, drone, chestii, o să fim apărați. De cine? Nu știu, cred că de noi. Tot de noi o să ne apărăm cu avioane americane. Altui bani, trebuie să facă investiția serioasă, știți pentru ce? Pentru că au niște rezervoare mari puse acolo la Câmpia Turzii, la baza aeronautică, și în ele țin carburantul. Că avioanele nu se adapă de la orice GPL-ul. Ei, dar aceste rezervoare cam fragile. Trebuie întărite. De ce? Rezervoarele cu carburant și-au făcut loc șobolanii de Câmpia Turzii. Mai precis, atât au rost la rezervoarele alea de-a curs tot carburantul. Nu te pui cu șobolanii din politică, dar nici cu șobolanii de Câmpia Turzii nu mi-e rușine. V-ați gândit? N-am vorbit prea repede, am vorbit mai rar ca să-mi ziceți încotro weekendul ăsta, că vremea e cum se vede. Averse, precipitații și mai ales la munte. La litoralul românesc mergeți, pe litoralul românesc mergeți, da? Miliardarilor, felicitări, nu vă lăsați. Păi unde să te duci la munte, că speram să merg și eu în weekendul ăsta la tradiționalul târg de fete de pe muntele Găina. Vară, vară, vină, iuchera, raira, vine târgul, bucuria moțului. Vine târgul moțului. Acum nu se mai ține, pentru prima dată în ultimele câteva decade, nu se mai ține târgul de fete de pe muntele Găina, pe bază de pandemie. Bine că se deschid terase peste tot, că litoralul e împânzit, fără, merg oamenii acolo, stau îmbolziți unii între alții, dar acolo, în vârful muntelui, unde îi place moțului, unde putem sta risipiți și respirați, acolo e pericolul. S-au gândit ei că să anuleze târgul de fete de pe muntele Găina, că se produce contaminare. Când ai la tine brișcă, slană și oarice pălincă, nu se produce nimic. Mergeau oamenii liniștiți acolo, să mai distrau, mai ascultau o muzicuță, mai povesteau, mai schimbau o vorbă. Nu cred că se apropiau unii de alții ca pe litoral. Dar mă rog, regulile sunt reguli. Mie mi-e altceva. Că fetele astea, care își puneau speranțe că merg la târg anul ăsta, trebuie să aștepte un an până să-și găsească drăguț și iubit. Acum să vedem.
târgul de la găina bătrână face supa bună. Că și cu pandemie și fără pandemie tot îmbătrânim. V-am mai îmbătrânit cu 10 minute vorbindu-vă astăzi aici pe canalul meu de YouTube. Mulțumesc frumos! Vă doresc un weekend plăcut, dar nu uitați să mai dați și pe aici, că sunteți pe drum, că faceți curățenie până casă, faceți un playlist cu videourile de săptămâna asta și ascultați-le în surdină. Între timp mai scrieți un comentariu, să vedem despre ce mai vorbim săptămâna care vine, mai dați un like, mai bateți la vecinul în perete, bă, ascultă-l și tu pe Bendea, că o fi prost, dar nu zice prostii. Abonare și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Nicu Bendea vă transmite un călduros salut și vă dorește tot binele din lume care să încapă în sufletele voastre în acest weekend.